Deci echipa Departamentului de Ecologie, formată din doctoranți, masteranți, tehnicieni, laboranți, a venit pentru a marca și a aplica protocolul prevăzut de proiectul Alternet din cadrul multi-site experiment. Experimentul cu această denumire care presupune efectuarea unor măsurători și evaluări în teren al covorului vegetal în zone de cercetare pe termen lung. Și acest experiment vrea să testeze gradul de refacere al covorului vegetal în urma impactului antropic, mai exact, în urma turismului sau a călcării în picioare efective a vegetației de trecători, terți trecători sau dacă sitele este situat într-o arie protejată, respectiv parc natural național, să se testeze gradul de refacere a vegetației în urma vizitării acestea de către turiști. Și pentru a evalua acest grad de reziliență al sistemului selectat, al suprafeței selectate, dacă mai aveți treabă cu mine, sunt în casă. E necesar să se delimiteze o suprafață de 49,5 metri pătrați, adică un dreptunghi cu laturile de respectiv 5,5 și 9 metri. Acesta, în interior, are delimitate per total 15 ploturi, care sunt aranjate sau repartite pe acest perimetru. Astfel. Deci pe 3 linii de călcare în picioare, când se traduce mot-a-mot a vegetației, există pe o linie există 5 ploturi cu dimensiune, fiecare plot 2 metri pe 5-10 cm. În fiecare astfel de plot se va face în primul rând călcarea în picioare, dar în fiecare se va face un număr diferit de pași. Respectiv, va fi o suprafață, primul, se face o călcare, de exemplu, 500 de pași, în următorul 250 de pași, celălalt 75 de pași, un plus de control, deci nu se face niciun pas sau cel mai rău caz sau fericit, caz 5 pași în ghilimele lor sau fericit, și 25 de pași, parcă n-am spus 25. Deci aceasta se face randomică, această repartiție a pașilor pe fiecare plot. După această călcare în picioare, după ce s-a făcut în prealabil, după ce a fost făcut în prealabil, am putut să menționez, în fiecare plot cu dimensiunea 0,5-2 metri, se face identificarea speciilor, gradul de acoperire a fiecarei specii, înălțimea speciei se măsoară și diametru. Apoi se efectuează călcarea în picioare conform pașilor respectiv pe care i-am menționat. Am greșit, călcarea se face după ce deci am făcut lista speciilor și dați. Să înțelege. Deci repetăm. Se face lista de specii, măsurătoare, înălțime, diametru, apoi se aplică în fiecare plot. Două subploturi. Fiecare subplot are dimensiunea de. Acum nu avem efectiv marcat, dar o să facem un cadru special exact cu dimensiunile respective ca să nu fie mai ușor. Respectiv, fiecare subplot are dimensiunile 0,3, adică 30 de cm pe 50 de cm. Al doilea plot, la fel, distanța dintre ele este aleatorie, 10 cm, mai mult sau mai puțin. Deci, preferabil să fie aranjate echidistant în acest plot. În aceste subploturi vor avea niște ochiuri. Asta rămâne să se mai clarifice exact ce dimensiune va avea fiecare ochi, încă sunt discuții în privința protocolului. Zicem,
inițial 10 cm fiecare ochi. Deci va fi de fapt un dreptunghi împărțit în pătrățele de câte 10. Mai exact se face releveu pe fiecare suflet. În fiecare pătrățel cu dimensiunea 10 pe 10 se face abundență, frecvență, dominanță. Mai exact, identifici speciile din fiecare pătrățel, se face numărătoarea de câte ori apare specie în același pătrățelul respectiv și apoi se face pe suprafață totală de câte ori apare specia respectivă. Deci aceste măsurători permite, exact cum am spus, evaluarea gradului de acoperire, abundență, dominanță, frecvență. Deci asta se aplică în fiecare suflet. Respectiv pe suprafață delimitată, repet, 15 suploturi. Între aceste 15 ploturi, între aceste ploturi, care conțin două suploturi, ca să nu există confuzii, există suprafață de tampon, buffer, adică pe unde poți circula ca să poți să ajungi la destinație, adică ploturile, să faci, să aplici protocolul pe care l-am menționat anterior. Deci această distanță de 50 de centimetri există între fiecare plot, între linii respectiv, liniile de călcare, 3 linii de călcare a câte 5 ploturi, din nou, și limita dintre aceste ploturi și limita externă a experimentului. Adică suprafețe totale de 9 pe 5,5. Dacă am omis ceva, vom adăuga ulterior și vom mai perfecta în mers. Ideea cam este, să nu știu să reușesc să fie de coerentă. Sănătate multă și succese. Trece acolo. Să trăiască departamentul de ecologie. Ioara, trece acolo. Hai. Din departamentul ăla. Să ne așa, hai. Nu, vă filmez. Stați, stați. Ok. Și eu. Hai să ne spunem numele mic. Valentina, Ioara. Paraschiv. Alexandra. Inginer! Simirula! Simirula! Două restanțe! Nu strica filmare! Mulțumim echipei! Ei, mulțumim pentru sprijinul logistic și material, toate dragul și ne-am dusat! Și filmează foarte clar să se vadă ploturile și delimitarea întregului experiment. Sperăm că va urma. Tu erori, tu erori.